Minister, cât de periculos este farul, având în vedere faptul că vine după o victorie importantă la Botoșani? Da, bună ziua, înainte de toate. Ne așteptăm la un joc dificil, clar, pentru că întâlnim o formație pe care eu o apreciez foarte mult, pentru că e o echipă cu o filozofie bine definită și pentru mine asta înseamnă identitate. E o echipă care încearcă un fotbal pozitiv, proactiv, un fotbal cu baza pe o circulație bună și prelungită a mingei, în care încearcă să creeze foarte multe situații de poartă. Mai mult decât atât, este momentul de față, după victoria noastră împotriva celor de la FC Argeș, a devenit alături de CFR Cluj echipa cu defensiva cea mai bună, în speță 8 goluri primite și mai mult decât atât, dacă vă uitați pe linia clasamentului la jocurile de acasă, 5 jocuri, 5 victorii maxim de puncte. Lucrurile astea ne pun în gardă și ne așteptăm la un joc foarte dificil. Ați fi preferat ca acest meci să fie reprogramat pentru o altă dată? Sincer, da. Sincer, da, dar mă mulțumesc totuși că a fost reprogramat, cu toate că n-ar trebui să fiu atât de fericit până la urmă, oameni, că doar s-a respectat regulamentul. Dar la ce presiuni s-au făcut și la cum s-au interpretat lucrurile, până la urmă am ajuns să ne bucure normalitatea. Din ce informația mea, regulamentul e simplu. Un singur jucător, dacă a infectat cu COVID și în total nu reușește să ai 13 jucători pe foaia jocului din care unul să fie portar, jocul se amână. Deci nu știu unde ne-a fost făcut vreun serviciu, vreun favor. Doar s-a dorit ca să se creeze o presiune artificială și să fim puși într-o lumină care nu ne favorizează. Din fericire, cei care conduc fotbalul au luat decizia corectă. Acum că eu ca și antrenor mi-aș fi dorit ca acest moment să nu fie atât de aproape, pentru că aveam nevoie de mai mult timp să recuperăm cum trebuie jucătorii, asta este un alt subiect. Bine că se va juca și se va juca pe teren și acolo se va decide și rezultatul. Dar vi se pare normal că s-au creat toate aceste discuții? Vorbeați chiar și în intervențiile trecute despre faptul că nu vă place să comentați lucruri, până la urmă, îmi permit eu să spun asta, inventate de presă sau prezentate doar din punctul de vedere al unor jurnaliști. E normal să creeze așa o nebunie în jurul acestui meci? Din păcate, de data asta chiar n-a fost vorba de presă, pentru că am văzut multe opinii de la oameni implicați în fenomen, fie care comentează fenomenul, fie implicați direct în fenomen, mă refer la conducători. Și nu numai, oficial al unor cluburi care au vorbit în necunoștință de cauză și asta este trist. Este trist pentru că atunci când ești în spațiu public și când poți să formezi sau să influențezi opinii, trebuie să fii documentat și m-a supărat, nu pentru că cineva își spune părerea. Cum am spus mereu, fiecare spune ce dorește și e responsabil pentru asta, dar atunci când pui la zid un club, o echipă, sau încerci să creezi impresia că acea echipă este favorizată, o echipă care a trecut prin momente cumplite, atunci e o problemă. Și atunci nu o să evit să am o reacție și este ceea ce spun și acum cu tărie. Am fost nedreptățiți. Singurul lucru bun din toată ecuația asta este că până la urmă, în ciuda problemelor foarte mari pe care le avem, jocul se va juca pe teren. Nu este ușor după ce joci acum 4 zile cu jucători care vin după o perioadă lungă de inactivitate să joci din nou, după care la alte 3 zile și cam al treilea joc într-o săptămână. Dar trebuie să depășim aceste bariere din toate punctele de vedere, în mod special mental, și să facem un joc bun, să mai punem 3 puncte la clasament. Mister, un ziar a susținut astăzi că echipa noastră a făcut presiuni pentru schimbarea regulamentului în privința meciului cu Farul. Știți speța respectivă prin care, dacă Farul avea jucători lipsă din cauza infectării cu COVID, tot noi am fi pierdut. Aveți cunoștință de asemenea presiuni din partea clubului nostru? Știți că nu-mi place de ce se comentește apare în spațiu public, tot respectul pentru jurnaliștii noștri, dar eu nu sunt în cunoștință de cauză în sensul ăsta ca conducerea noastră să fi făcut vreun astfel de demers. Dacă stau bine și mă gândesc, singura persoană care a spus ceva în sensul ăsta am fost eu după jocul de la Buzău. Și nu pentru că ne favorizează pe noi,
dar pentru că cred că este o, ar fi o decizie extrem de înțeleaptă și de corectă în sprijina, în sprijinul fotbalului, a competiției și în finala unui clasament care să reprezinte realitatea. Pentru că azi suntem noi în situația asta. Mâine poate să fie altcineva, tocmai unii care poate astăzi sau ieri ne-au pus la zid. Dar ia faceți un exercițiu de imaginație, dacă ajungem să jucăm ultimul joc cu titlul pe masă și se întâmplă un caz în care adversarul nostru să nu poată să se prezinte, iar noi pierdem meciul cu 3-0 și automat și campionatul. Va fi bine pentru fotbal românesc? În situația asta poate să fie oricare altă echipă. Deci cred că dacă se va lua o astfel de măsură, nu va fi în sprijinul FCSB-ului, ci al fotbalului românesc. Încep jucătorii care au fost afectați de COVID să revină la forma pe care o aveau înainte de focarul de la echipă? Da, din păcate tot trebuie să ne adaptăm la starea lor, pentru că sunt jucători care au avut probleme. De obicei mie îmi place să îi împing mult la antrenament. Linia graniței în procesul nostru de pregătire nu este una fixă. O împing atât cât consider că este nevoie pentru ca echipa să fie implicată, să asimileze, să progreseze. Dar de data asta eu trebuie să mă adaptez mai mult ca niciodată la starea echipei și starea jucătorilor. Din păcate trebuie să avem răbdare cu ei, să-i luăm încet încet. Sunt jucători care încă resimt diverse probleme. În ciuda condițiilor fantastice pe care le avem aici și a suportului pe care le avem în jurul echipei de la oameni cu multă capacitate și profesioniști, cu toate astea nu te joci cu sănătatea și trebuie să avem răbdare. Mai mult decât atât, mi-e place să ne modelăm viața și activitatea după cum credem noi că este bine și după cum cred eu că este bine. Iar pentru asta, în general, trebuie să mai iei decizii dure, în sensul în care să fii implicat total la antrenament, să pun presiune pe ei, să am reacție, să iau câte o măsură care poate nu place uneori, însă în momentul de față totul se raportează la starea lor de sănătate și de acolo putem să plecăm cu planificarea și cu obiectivele pe care le avem de atins. Aveți 7 victorii consecutive. Urmează meciuri cu echipe din prima parte a clasamentului. Cât puteți extinde această serie a succeselor? E foarte important să prelungim momentul, dar avem adversari și ei sunt motivați și ei își doresc și ei sunt combativi, organizați. Ați văzut ce joc greu am avut cu FC Argeș și sunt sigur că vom avea un joc și mai greu la Constanța, cu o echipă la fel, cu condiții foarte bune, cu un antrenor de excepție pe care îl apreciez extrem de tare, cu jucători cu calitate individuală, o echipă care sunt sigur că ne va crea probleme. Noi trebuie să ne repliem din punct de vedere mental, emoțional, să încercăm să depășim încă sechelele pe care le mai avem și să ne ridicăm la un nivel bun care să ne permită să avem așteptări pentru un rezultat pozitiv. Vom vedea. Clar, programul nu este ușor. Dacă fac paralele cu contracandidatele noastre, cred că avem un program la fel de greu ca al Craiovei, care la rândul ei are adversari puternici în următoarea perioadă, dar mult mai greu decât a CFR-ului, care are teoretic pe hârtie jocuri mai accesibile pe prima parte a campionatului și mai grele în partea a doua. Dacă am reușit să păstrăm distanța la care ne apropiasem și recuperasem puncte de CFR fiind pe primul loc și vom reuși să ieșim bine din această primă parte a returului, atunci avem șanse ca în retur din nou să accelerăm și să mai recuperăm puncte. La final vreau să vă mai întreb cât de important este că veți reveni la București pe Arena Națională și cu un gazon nou. E foarte important, pentru că atunci când ai atât de multe probleme să mai te și deplasezi la fiecare joc, în deplasare joci pe teren neutru, n-ai reperele care trebuie, nu ești familiar cu multe lucruri, e foarte important pentru noi să jucăm pe un teren bun și e foarte important să nu mai ne deplasăm. Aștept momentul ăla, dar până atunci avem două hopuri de trecut, Constanța, după care acasă în București. La voluntari. Sperăm ca să ieșim bine din aceste două momente, pentru că vine pauza competițională și atunci mai putem să reglăm lucruri, chiar dacă vom vedea perioada următoare exact câți jucători ne vor lipsi și atunci. Mulțumim mult, mister. Cu drag.